mai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? România nu intrase încă în războiul al doilea, dar era supusă unui ultimatum de cedare a provinciilor care făcea obiectul pactului Ribbentrop-Molotov. Acesta era de altfel precedentul creat pentru o serie întreagă de drame, din care face parte și ceea ce se cunoaște a fi masacrul de la Fântâna Albă. Dacă specialiștii în istorie mai au de clarificat amănunte legate de cele întâmplate la 1 aprilie 1941, giurgiuvenilor, fie ei din rândul celor mai în vârstă, nu li se poate reproșa că au lipsit de la orele de istorie atâta timp cât autoritățile comuniste n-au vorbit nimic despre masacrul de la Fântâna Albă. Știți cumva ce s-a întâmplat la 1 aprilie 1941 la Fântâna Albă? Nu. De ce să vă mint? Nu mi-aduc aminte. Nu. Nu știu. Ce s-a întâmplat de fapt la Fântâna Albă? Un grup masiv de români își dorea revenirea în țară după fixarea noilor granițe trasate ca urmare a aplicării pactului Ribbentrop-Molotov. În loc să fie lăsați de către grănicerii ruși să treacă, românii au fost mitraliați. Oamenii simpli, deci nu militari, da, civili, și se vor îndrepta spre noua graniță româno-sovietică, și anume în localitatea, spre localitatea Fântâna Albă. Aici, bineînțeles, au venit în frunte cu preoți, cu intelectuali, cu cruci de cetină, cu icoane, deci cu intenții foarte pașnice. Aici vor fi întâmpinați însă de grăncerii sovietici, care îi vor soma. Românii bucovineni vor ignora aceste somații și atunci vor fi mitraliați pur și simplu. Asupra numărului celor răpuși la Fântâna Albă planează incertitudini, specialiștilor revenindu-le datoria de a stabili dacă au fost masacrate câteva sute de români sau câteva mii. Oricum, ceea ce s-a întâmplat în aprilie 1941 reprezintă doar o parte din marea serie de necazuri care a fost dată românului să o îndure ca urmare a semnării pactului între sovietici și germani în 1940, dar și ca urmare a intrării în război a României împotriva URSS-ului. Bucovina plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori?